Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre volumul Această dulce povară tinerețea, semnat de Cela Serghi. Cartea a fost publicată în anul 1983 și ediția pe care am citit-o eu a fost publicată la editura Hoffmann. Ajunsă la sanatoriu, autoarea o cunoaște pe Patricia Matac sau Cita, o femeie bolnăvicioasă și firavă. Aceasta preferă să-și petreacă zilele în camera ei, citind corespondența pe care a avut-o cândva cu Ion Berezeni, de care a legat-o o mare dragoste. Cita decide să-i dea scrisorile autoarei, astfel încât cititorul află despre o idilă ce a ținut foarte mulți ani. Scrisă într-un stil epistolar, Această dulce povară tinerețea este o carte ce se bazează foarte mult pe date biografice și autobiografice din trecutul autoarei. Cita este un copil din flori, nedorită și neiubită de cei din jur. Ajunge să se căsătorească cu un bărbat pe care nu-l iubește, mai mult din responsabilitate și din datorie decât din dragoste. Ion Berezeni este publicist și medic și o cunoaște pe Cita din întâmplare. Totuși, din clipa în care cei doi se cunosc, între ei se înfiripă o dragoste fără margini. Ambii sunt căsătoriți, dar ambii sunt nefericiți în căsniciile lor, iar toate aceste sentimente cititorul le află prin intermediul scrisorilor pe care cele două personaje le schimbă între ele. Dragostea celor doi este pe de o parte palpabilă și pe de altă parte imposibilă, iar acest lucru îi sfâșie. Scrisorile pe care și le transmit sunt pline de vervă, de speranță, de iubire, dar și de acea umbră care planează asupra oamenilor care știu că realitatea nu este de partea lor. Pe parcursul lecturii ești mereu curios și te întrebi ce urmează să se întâmple, pentru că din tonul ce răzbate din scritura celor doi, îți dai seama că dragostea aceasta este sortită eșecului. Te întrebi unde ar putea să se sfârșească o iubire atât de puternică și de sinceră, o iubire care pare să treacă de proba timpului. Se pune accent pe ce simt cei doi, dar nu și pe evenimentele vremii, deși perioada istorică este destul de sumbră. Deși Cita se află la București și în plin război duce o viață aproape normală, Ion este pe front și are grijă de răniți, singura lui rază de lumină fiind scrisorile pe care le primește de la Cita. Această dulce povară tinerețea de Cela Serghi nu este un roman dinamic, dar este un roman plin de voluptate și de sentimente. Cele două personaje dau dovadă de o sensibilitate ieșită din comun și am apreciat mult stilul liric în care sunt scrise acele scrisori. Vă recomand acest volum dacă vă place stilul epistolar și dacă vreți să citiți despre o relație de dragoste care este sortită eșecului, atât datorită timpului, cât și datorită sorții nemiloase. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!